În jurul orelor 20-30 au fost solicitați în localitatea Băița pentru a interveni la localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o căsuță de vacanță. Fostiți la fața locului, am găsit căsuța de vacanță respectivă în flăcări. Focul se propaga cu greoiciune. Drum, cale de acces foarte greu, era drum îngustat, greu accesibil, alte probleme deosebite nu au. Sursa probabilă s-ar părea să fie o acțiune intenționată unor persoane necunoscute. A fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu produs în localitatea Dănesc, la un incendiu produs la un imobil care incendiu se manifesta în proporție de 80%. Sosit la fața locului, am cercetat interiorul și exteriorul, victime nu erau, am găsit o butilie care, din fericire, nu a explodat. Alte cauze de incendiu sunt de punct de stabilire, nu ne putem localiza pe unul. Cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime, lovite fulger în stopă. Reale, șocante și necenzurate. Mai este, nu mai este și mai. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. Actualmeme.ro. Mereu primul.